Andrei Pletea este solist, interpret, compozitor și producător. A promovat Colegiul Național de Muzică George Enescu, cursurile Facultății de Muzică din București la secția Percuție Clasică. Alături de colegii săi din Adagio, a participat la X Factor, în trupa Eleven, la Gala Forbes, concerte, concursuri precum Marele Premiu în Orchestră, cât și la proiecte de grup. Acest grup fiind format din 12 băieți din grupul Adagio, ce au înregistrat pentru coloana sonoră a filmului Un pas în urma Serafimilor. Îl invităm alături de noi! Aplauze!
tuturor sufletelor din această seară. Cum bine ați aflat, numele meu este Andrei Bledea. Am făcut parte din acest grup, grupul Adagio, care ne-a călăuzit pașii spre a fi artiști, artiști compleți. Această doamnă care se ascunde cumva în spatele nostru, dar mereu a fost în inimile și în sufletele noastre de-a lungul timpului, pe nume Oana Bărbu, și-o invit alături de mine. Pentru că nu ne-a fost doar o profesoară, ne-a fost și o mamă totodată. Și astăzi, pentru că tot se apropie ziua copilului, am să-i dedic această piesă. Copilărie se numește. Ce de copii am eu? Mulțumesc! Ce mai râdeam și mă jucam, când nicio grijă nu aveam. Eram copil și mă simțeam, de parcă aveam tot ce-mi doream. Și alergam din loc în loc și mă ascundeam după un bloc. Și zâmbeam când mă prindea, când un an în urma ta. De ziua mea n-am curaj să retrăiesc acele clipe. Tu mi-ești prins într-un peisaj ce din minte nu se
mai desprinde. Parcă ieri eram altfel ca într-un cântec și se simte. Ți-aduc aminte când ești în minte. Toată lumea la copilărie, copilărie de un an întreg. Aștept să înțeleg și mă tot întreb, o să mai fie ca la început, să te mai ascult și să mă fac să nu te uit, copilărie. Anii trec în gol, plutesc călător și mă întreb iar visator, o să mai fie ca în trecut, cum aș fi vrut și să iubesc mereu tăcut. Și mai dansam și iar cântam în zilele în care mai visam și mă întrebam de ce n-aveam libertatea pe care o voiam. Și alergam din loc în loc și mă ascundeam după un bloc și zâmbeam când mă prindea încă un an în urma ta. De ziua ta n-am curaj să retrăiesc acele clipe. Tu ești prins într-un peisaj ce din minte nu se mai desprinde. Parcă să vedem cine a învățat refrenul. Copilărie de un an întreg, aștept să înțeleg și mă tot întreb, o să mai fie ca la început, să te mai ascult și să mă fac să nu te uit. Copilărie, anii trec în gol, plutesc călător și mă trebuie visător, o să mai fie ca în trecut, cum aș fi vrut și să iubesc mereu tăcut. Copilărie un an întreg, aștept să înțeleg și mă tot întreb, o să mai fie ca la început, să te mai ascult și să mă fac să nu te uit. Copilărie, anii trec în gol, plutesc călător și mă întreb iar visător, o să mai fie ca în trecut, cum aș fi vrut și să iubesc mereu tăcut. Mulțumesc din suflet. Suntem un public minunat. Mă bucur că după această perioadă ne-am putut restrânge într-o seară atât de minunată și încă o dată îi mulțumesc doamnei profesoare Oana Pârvu pentru tot ce a vrut în această seară. Aplauze și dânsei. Mulțumesc frumos! O seară frumoasă în continuare!